În ultimul timp, prețurile s-au dus din ce în ce mai sus. Efectiv, vrei să faci ceva, n-ai bani. Vrei să mănânci ceva, n-ai bani. Era să cad. Și tocmai de asta, astăzi vom încerca top 3 cele mai ieftine produse de la fiecare drive-thru pe care îl avem aici în România. Și o să începem chiar cu faimosul KFC. Am parcat mașina între două autobuze, să nu mă certe nimeni cât timp fac și eu intro ăsta, că arată frumos. Văd eu aici pe internet că top 3 cele mai ieftine produse de la KFC sunt așa. Salata coleslaw, nu mă sparge pe mine personal, nu prea-mi place. Porumb, care iar nu-mi place. Când eram mic am mâncat 30 și de-aia nu mai îmi place. Bă, ce tari sunt avioarele. La prețul de 7 lei, un cookie. Data trecută când am mâncat cookie, mi s-a rupt un dinte, nu glumesc. Hai să le comandăm și să venim cu o părere. Stau cocoșat pentru că sunt singur și nu știu dacă mă văd în cadru. Acum cred că mă văd. Hai la coadă. Mai avem o problemă. Mie nu mi se dă geamul jos la mașină că e stricat. Așa că dacă îl dăm jos acum o să rămână jos azi toată ziua până văd eu cum îl ridic înapoi. Sper să nu plouă. Ia uzi cum a făcut. Ok, stai, să vă și dovedesc că e stricat. Până aici se ridică, după aia mi-e se de aici. Poți să-l miști, poți să fac eu ce vreau cu el. Opa, opa, opa. Gata, hai să comandăm. Sărmâna. Vă ascult. Vreau și eu, vă rog frumos, o salată coleslaw. Da. Un cookie și un porumb. Sărmâna, cu cald. Cald, vă rog. Ce combinație de mâncare. Da, fac un challenge astăzi. Încerc cea mai ieftină mâncare, da. Ce tare a fost, doamna Irina. Nu suntem prieteni sau ceva, scria pe ei cu somnul ei, casier Irina. Bă, ceva mă face să cred că site-ul pe care m-am uitat era outdated, că astea nu cred că sunt cele mai ieftine chestii. Sau dacă sunt un pic scumpe. Bă, ce frumos sunteți azi. Lăsați și voi în comentarii o zi frumoasă, doamna Irina. Sau nu știu, scrieți-i ceva frumos, un compliment. Mulțumesc frumos. Mă simt foarte prost că a ieșit altă fată să-mi dea comanda și m-a văzut că vorbesc singur și probabil crede că sunt un retardat. Scrieți și voi ceva frumos, doamna Irina. Doamne, ce prost mă simt. Bă, ceam, bă, de sunt anxios. Sunt eu timid așa, doamne, maica domnului. Gata, hai să mergem să gustăm astea. Gata, acum ați văzut voi numai în filme așa să mănânce lumea pe eleron, că de-aia e de fapt pus să stai aici, că e pe post de masă, gen. Scoatem salata coleslaw, sper că o pronunț bine. Un porumb ăsta arde și un cookie. De ce trece toată lumea acum? Așa arată domnișoara, e varză cu morcov și cred că are ceva sos. Real nu mă prea sparge. Nu-mi place. Pe bune că nu înțeleg. Bă, pot să înțeleg să mănânci o salată lângă mâncarea ta. Bă, dar asta nu mă sparge, vere. Dă-mi un castravete murat, dă-mi altceva. Bă, dar e moale rău porumbul ăsta. Bă, el vrea să fie băiat bumă, dar e dulce, așa e, pos. Așa trebuie să fie porumbul, gen. Mamă, și ăsta rămâne și între dinți. Porumbul ăsta merită nota, nu știu, nu sunt eu fan, dar nici nu-mi displace. Atât că am eu problema mea de când eram mic, am traume cu el. Dă-i, frate, un 7. Salata asta coleslaw, nu mă sparge, dar probabil e pentru că am luat-o și singură. Dă-i și ei tot un 7. Ăsta, în schimb, de ăsta sunt foarte curios. Pentru că obișnuiesc să-l mănânc, dacă l-am mâncat până acum, l-am primit cald. Acum e foarte rece. Așa că hai să vedem cum o să fie și ăsta, dar asta stern și eu porumbul. Nu-l mai termin. Băia, pe bune, mă, să mă prefac că nu-i nimeni în jurul meu, ca să nu mai vorbesc eu așa în 7 și... Nu știu cum că mie rușine de oameni. Nu mi-e rușine de oameni, gata. Cookie-ul. Bă, stai bun și cald și rece. Vine o fată, mi-e rușine. Vine o fată, mi-e rușine. Vine o fată, mi-e rușine. De asta, cum am zis mai devreme, mănânci și plânge. Bun rău de tot. Și cookie-ul ăsta o să primească de la mine nota 10. Nu știu dacă e vreun alt desert la vreun alt fast food care să-mi placă mai mult decât ăsta. Dar ghiți ce? Dacă e ieftin desertul la alte fast food-uri, o să aflăm. Am ajuns la Mac, dar este foarte aglomerat și mi-e foarte rușine să mă duc să-mi pun cadrul să-l fac frumos cum am făcut la KFC, că acolo eram singur. Până mai pleacă din oameni, să vreau să vă spun de sponsorul acestui clip, adică World of Warships. Cum am zis și în mașină, este vorba de World of Warships. Un joc cu bătălii navale complet gratuit pe care îl poți juca alături de prietenii tăi. Pentru că, bune, când te joci cu prietenii e totul mult mai distractiv. Jocul este disponibil pe toate consolele, cât și pe calculator, așa că ai foarte multe variante unde poți juca. Și acum să mai zic încă o chestie șmecheră, au băgat un comandant român în joc, pe care îl cheamă Andrei Teodorescu, pe care îl puteți obține gratuit dacă intrați pe primul link din descriere și vă jucați 11 meciuri. Și mai am o surpriză pentru voi, dacă intrați tot așa pe linkul din descriere, puteți primi un pachet de 25 de euro dacă o faceți cont prima dată. Și pachetul conține 250 de dubloane, o navă de nivel 4, 7 zile de comp premium și 2,5 milioane de credite. Și evident, pe capitanul Andrei Teodorescu dacă vă jucați 11 meciuri. Eu vă recomand să încercați măcar un meci, să vedeți dacă vă place jocul și noi hai să ne întoarcem la mâncare. Da, e un joc tare pe care merită să-l încercați. Pe lângă asta avem un capitan român în joc. Hai să ne punem la coadă și să ne comandăm cele mai ieftine produse de la McDonald's. Cred că mai bine întâi le caut eu, că mie că dacă ajung acolo nu o să mi le dea. Dacă ele aici pe cele mai ieftine. O secundă să-mi fac temele. Acum mi-am făcut lista cu ce vreau să comand de la Mac și am realizat că la KFC n-am cumpărat un burger. Așa că o să cumpărăm acum doi. Bă, sunt un prost, bă. Vă rugăm, arătați. Bine. Dați-mi, vă rog frumos, o înghețată la cornet. Îmi dați un combo puișor cartofi, un Happy Meal puișor și felii de măr. Ce suc dorit? Sprite. Porție de triunghi camembert și un sos dulce acrișor. 11 lei triunghiurile. Happy Meal-ul am luat să ne aducem aminte de copilărie cu toții. Bună, scuze, m-am speriat. Bună. Bună. Ce faci? Bine, tu? Bine. Mulțumesc frumos. Pa, pa, zi frumoasă. Bă, o să plec de aici. Mamă, am mâncat toate astea de pe mine. A căzut. Bă, ce de treabă au fost fetele de la Mac. Măcar de data asta le-a mers mașina de înghețată.
Ai și fata aia la geam și eu încercam să pindez camera și, și m-a speriat. După aia erau foarte multe fete în bucătărie care m-au salutat. Sunt anxios. Da, mă, eu de emoții m-am apucat să mănânc înghețata asta. Stați așa, s-o termin ca să... Că n-am unde s-o pun, efectiv. Bă, dar e bună rău, nu, chiar. Fix azi când mă simt gen cel mai nașpa. Că aseară chiar eram supărat. Azi mi-a dat-o pe anxietate un pic. Azi, bă, mă bagă toată lumea în seamă. Bă, eu deschideam Happy Meal. Am luat Happy Meal-ul de dragul copilăriei, pentru că o avem pe domnișoara Sabina. Bine, mă așteptam să-mi pici și mie o jucărie mai tare, nu cartoanele astea. Ce-i mă, asta e carte? Pot să o construiesc pe Sabina pe bucăți. Ce-i asta? Un pai? E un creion. Vai să mănânc afară din mașină, dar e o mașină de pază în față, sincer, și e omul și se uită la mine. Și în spatele meu sunt 200 de mașini. Da, mă, ok, e o carte de colorat, un jurnal, nu știu ce, asta îl punem și noi aici bine. Trebuie să le iau și eu cu hamburger, nu tot cu puișor, cum mi-am luat combo-ul ăla. Și acum mănânc doi puișori, o să mănânc unul. Da, e cald. Ce foarte bun. Doar că triunghiurile alea au fost cam scumpe. Nu știu dacă e printre cele mai ieftine chestii, ținând cont că au fost, nu știu, 12 lei. Aparent nu știu să citesc, nu știu să... Sunt prost rău. Poți să înțeleg că gen cu mec puișorul n-ai cum să dai greș. Dar feliile astea de măr care au fost bătute, nu știu ce au feliile astea de măr. Măcar sunt reci, dar sunt maro. Așa se face la măr. Bine, ăsta are ceva pe el, nu o să-l iau pe ăsta. Ăsta e urât, ăsta e frumos, ia. E sănătos, mănânc. Mănânc măr de la McDonald's. Mi-a stat inima pe loc. Stați că vă arăt de ce. Șefule, m-ai speriat rău de tot. Da-ți dau și ție de mâncare, stai aici. Mi-a stat inima, bă. Uite, îți dau, nu, stai, stai aici. Îți dau McPuișor. Este pentru tine. Pentru tine și pentru prietenii tăi, ideal. Poftă bună. Mă rog, cartofi, cartofi. Bagă, frate. Să-ți fie de bine. Bă, săraci, bă, bă, mi-e o milă, mi-e așa milă de animalele astea, bă, băiatule. Sosul dulce acrișor. Bă, e frică de mașinile care trec, vere incredibil. Bagă, tată, bagă. Ia uite-l ce mănâncă. Bă, băiatule, i-a dat o guriță mică. A adunat tot dintr-o mușcătură. Hai să vedem faimoasele triunghiuri Camembert sau cum i-a zis la ele. Nu știu, bă, eu personal nu sunt un fan mozzarella stick sau orice înseamnă brânză din asta prăjită. Nu știu, nu mă sparge, nu simt că efectiv n-are niciun gust. Mănânc ceva ca să mestec gen atât. Îți mai dau, tată, îți dau tot ăsta mecu, ți-l dau, ce e adevărat. Bă, dar ce vai frumos aveau fetele de acolo din bucătărie, bă, ce-i drept? Erau toate tinere gen. Nu știu, probabil prietene sau abar n-am. Hai că mă duc să dau la câinele ăsta de afară ce a rămas și revenim cu următorul fast food. Cu trupul în față la Popeyes, cu gândul înapoi la Mac. Am ajuns la Popeyes și urmează să mergem să întrebăm de top 3 cele mai ieftine chestii din meniu, să le luăm, să le gustăm. Să ne dăm și noi cu părerea. Bă, ce frumoase erau fetele alea, bă, băiatule. Eu, uite, bă, și-a dat răceala în mine fix acum în perioada asta. Fii atenți că la papa îți mergem cu tupeu. Să nu fie tot femeile acasă, că mă iau emoțiile din nou. Nu, cred că am auzit că e tot femeile acasă. Gata, mă, nu mai au pe mine emoțiile, nu mai au. Bună ziua! Bună ziua, vreau și eu, vă rog frumos, trei dintre cele mai ieftine produse pe care le aveți. Trei dintre cele mai ieftine produse pe care le avem. Da, vă rog. Noi avem snacking menu la 13 lei cu 2 tempuri și un cartof mic. Este bun, mulțumesc. Cel mai ieftin dulce pe care l-aveți? Cel mai ieftin dulce, nu știu, înghețata la 9 lei. Merge, sigur, mulțumesc frumos. În cinstea fetelor de la Mac, noroc. Înghețată. Hai să-mi dă cartof mic, hai să vedem cât de mic e cartoful. Avem înghețata care arată așa. Bă, mie mi se pare că arată bine, 9 lei domnișoara. Hai să vedem dacă merită sau nu cei 9 lei pe care i-am dat. Bravo, Robi, că mănânci înghețată când ești răcit. Bă, unde e cartoful mic? Vere, a zis că îmi dă cartof mic și mi-a dat cartof de ăștia normali. Cream că îmi dă un cartof efectiv rotund, mic, de la gen bilă, gen. Of! Măcar am primit doi de ăștia. Nu știu dacă doi de ăștia sunt în meniu. Mi se pare că a zis unul sau un cartof. Nu mai știu, mă, ce a zis. Bă, nu știu de voi, dar mie Popeyes mi se pare unul dintre cele mai bune fast food-uri. Adică, nu știu, mie îmi place că mâncarea mea să fie foarte condimentată. Și asta îndeplinește Popeyes-ul. Și cartofii și puiul și tot. Că tot veni vorba de cartofi. Ce ajeți, băieți? Da, frate. Vrei cartof? Da. Acum revenim la cartoful nostru mic, care nu e un cartof, sunt mai mulți cartofi. Cum ziceam, Popeyes, aici ori îți place, ori nu-ți place. N-ai cum să fii, e ok. Pentru că mâncarea e foarte condimentată, oamenii cărora le place mâncarea condimentată o să meargă Popeyes. Cei care nu, nu. Mie personal îmi place mult rău de tot. Se vede pe mine. Nici nu mai știu că am fost așa cu capul nori. Oare la Mac am dat notă? Mac-ul? 10. Mi-a plăcut. Nu vă zic de ce am dat nota 10, vă prindeți voi. Da, da, 10. Mi-a plăcut rău. Și vibe-ul și tot. Aici la Popeyes mi-a plăcut iarăși că a fost așa comunicativ, a fost frumos, mâncare bună. Dai dau un 8.50, un 9, că nu pot să dau ca la Mac 10, că la Mac a fost la Mac, na, vorba aia. Încă o dată, cum am zis și mai devreme, mulțumim foarte mult World of Warships pentru că ai ales să sponsorizezi clipul ăsta. Aveți link în descriere de unde vă puteți instala jocul. Eu îi mai dau aici cu un script de ăsta că bă, e bun, rău. Abonează-te și apasă pe like. Money.